Mașinuțe, partea a doua. Aventuri în Race Polis. Incredibil! Tony a reușit! A trecut pe locul 2! Încă puțin și va fi în frunta clasamentului! Arată-le ce poți! Știu că ești capabil să câștigi cursa asta! Știu! Da, am făcut o cursă bună până acum! Dar chiar crezi că o să câștige? N-am nimic cu el! Dar știi cine se află pe prima poziție, nu? Da, știu, știu! Strâns aici pe Race-opolis. Doi concurenți se întrec pentru locul întâi. Ultima cură. Sunt bară la bară, dar cine va ieși câștigător în această uimitoare cursă? Haide, Tony, trebuie să câștigi cursa și să iei trofeul acasă. Bravo, Tony! Dar, apropo, ce-o fi pățit campionul? Chiar așa? Mi s-a părut că l-a cam lăsat pe Tony să câștige. Ciudat! Lugnut, doar nu vorbești serios. De ce ar face campionul un lucru atât de prostesc? Tony Tune l-a învins pentru că e super tare! Uhu! Văd că n-are rost să mă cert cu tine. Cred că dragostea chiar e o ardă. Frumoasă cursă, băiete! Se pare că tu ești cel mai bun! Hai, campionule, nu spune asta! E clar că m-ai lăsat să câștig! Aha, nici nu știu despre ce vorbești, puștule! Despre faptul că ai tot apăsat pe frână! Frate, îți jur că n-a fost intenționat! Dar am avut probleme cu frânele! Hai că ne vedem mai târziu! Tony, a fost super! Fantastic! Ești așa drăguț! Ai idee cât de tare ești? Hei, Chris, nu te lăsa dusă de val. Bună cursă, băiete. Mersi, Lugnut, dar sigur nu cred că merit. Mi se pare că m-a cam lăsat să câștig. Serios? Ai văzut, Chris? Până și Tony crede asta. Ei, și tu ți-ai dat seama? Mi-e așa de rușine. Cred că mai toți și-au dat seama. Nu m-am simțit niciodată așa de umilit. Iertați-mă, dar trebuie să plec. Vreau să fiu singur. Simte? Sper că ești fericit acum. Haide, Chris, doar ai auzit ce a spus. Și el crede că a fost ajutat să câștige. Interesant, chiar și prietenii lui Tony cred că el a aranjat cursa. Nu credem asta. Știm că a câștigat cinstit. Ai auzit? Tony Tune e cel mai bun de pe Race-opolis. De el am vins pe campion. Ia spune, drăguțule, chiar așa a fost? Tony a câștigat cursa fără ajutorul campionului? Eu am...
Frumoasă replică, Langnat. Scumpo, dacă tu crezi că l-a lăsat pe Tony să câștige, de ce nu te duci să-l întrebi personal și să ne lași pe noi în pace? Ai dreptate. Trebuia să merg direct la el. Mersi pentru sfat. Merita să-i trag una. Tu ai auzit-o? Ce ridicolă! Ridicolă? Mie mi s-a părut drăguță. Ia spune-mi, dacă dragostea e oarbă, tu cum de te-ai îndrăgostit la prima vedere? Hei, ce ai pățit? De ce ești așa supărat, Tony? Înveselește-te, doar ai câștigat cursa. Cu cât mă gândesc mai mult, Chris, cu atât sunt mai convins că nu meritam să câștig. Tony, ce prostii spui! Ai condus extraordinar! Nu ți-a spus chiar campionul că a avut o problemă la sistemul de frânare? Da, așa pretinde el. Da, îmi aduc aminte de amicul Lagnac, care s-a îndrăgostit de cineva anume. Îndrăgostit? Cum vine asta? Hei, frumosule! Ia stai o clipă, vreau să vorbim ceva. Tu ești cel mai bun prieten al lui Tony, nu-i așa? Da, așa este. Hai să ne plimbăm puțin și între timp să-mi spui cum e să fii prietenul unui super pilot. Păi, bine, e o idee minunată, da, sună distractiv. Să vedem. Cred că ar trebui să încep cu începutul și să-ți dezvălui că suntem prieteni de ceva vreme. Prima dată când l-am văzut pe Tony a fost în... E timpul pentru cursă. Ce părere ai? O să fiu în formă de data asta, o să vezi. Așa te vreau, o să-i bați măr. Să-i facem praf. Da, vreau să ar niște cauciuc pe traseu și să văd dacă pot scoate un timp mai bun. Super tare, pot gâni și eu? Hei, Langnat, crezi că ai dat lovitura, nu? Și cel mai bun prieten al lui Tony crede că jocul a fost aranjat. Ce nebunie, nimeni nu crede ce spun eu și n-au dreptate deloc. Știu. N-a fost aranjat, știu asta. Dar nu asta vreau să spun. Cea mai mare minciună a fost să cred că tu chiar mi-ești prieten. Un prieten nu te-ar trăda niciodată. Ce-a fost în capul tău? Stai! Articolul acela e o minciună. Nu i-am spus una ca asta lui Simon. Am înțeles. Ai vrut să-ți impresionezi noua prietenă. I-ai spus exact ce voia ea să audă. Ar trebui să-ți fie rușine. Ține-o tot așa, ți-ai îmbunătățit timpul. Da, cât de cât. Bun, bun, și eu la fel. Ascultă, băiete, am citit în ziar. Povestea asta e o prostie. Doar n-ai crezut-o, nu? Ba da, dar vreau să trec peste asta. Bravo, bravo. Păi cui pasă ce scrie în ziare, nu? Nici măcar nu cred că Simon a scris povestea asta. A fost întotdeauna un reporter onest. Ce? Cui a venit ideea să schimbe știrea fără permisiunea mea? Păi, era o știre super, nu puteam să n-o publicăm. Uite ce, noi trebuie să vindem ziarul, puștoai cu scovire sau nu, așa merg lucrurile. Cititorii trebuie să aibă ce citi, așa că avem nevoie de dramă, multă dramă și intrigă. Noi ar trebui să prezentăm știrile, mi-ai transformat articolul în subiect de bârfe. Oi fi eu nou venit, dar sunt editorul. Asta înseamnă că eu decid ce se publică. Chiar dacă sunt minciuni, n-am de gând să suport asta. Cum te simți? Sincer, mă simt mizerabil. De ce mi-ai mai luat interviu dacă aveai de gând să inventezi totul? Cât de naiv am fost, te-ai folosit de mine. Longnut, crede-mă că nu am nimic de-a face cu asta. Mi-am pierdut prietenul din cauza minciunilor tale. Nu mai pot avea încredere în tine. Așa că evită-mă de acum încolo. Bună, Tony.
Cum a fost la antrenament? Hai, frate, nu e vina mea pentru ceea ce au scris în ziar. Mi-aș dori să mă creadă. Langnat, Tony e încă supărat. Mai lasă-l o vreme. Singurul lucru asupra căruia trebuie să se concentreze e cursa de mâine. Este o zi importantă astăzi pe Reisopolis. E ziua marii treceri. Favoriți sunt concurenții ce reprezintă orașul. Dar cine va lua trofeul? Hai pe poziții, de când aștept cursa asta, băiete, dă-i bătaie. Arată-le ce poți tu, hai. Dă-i bătaie. Așa o să fac, mersi. Să dai întotdeauna tot ce poți. Eu n-am de gând să te ajut și nici tu pe mine. Ne întrecem cu toții pentru victorie, bun. Vreau să faci cea mai bună cursă de până acum. Și eu voi face la fel. Dă-i bătaie. Dacă aș face altfel, mi-aș înșela prietenul. Vom avea un musafir de onoare astăzi aici. Noul editor al ziarului local, domnul Ed Willis. Îmi face deosebită plăcere să vă avem aici, domnule Willis. O nouă cursă senzațională astăzi. Eu sper numai că această cursă e una cinstită, nu ca precedenta. Nimeni nu vorbește despre altceva în afară de cursă aici, cursă acolo, curse peste tot. Nu l-asculta, băiete. Ești un pilot bun, arată-le ce poți. Haide, Tony! După ce va încheia cursa, ai voi aminti cât e de drăguț. Eu sper că într-o zi să mă poată ierta. Dar nu știu dacă mă voi ierta vreodată, pentru că am fost atât de naiv. Încă o tură, doamnelor și domnilor! Tony și campionul se află în fruntea clasamentului! Ah, oh, ce mai cursă! Nu credeți, domnule Willis? Eu sper numai că această cursă e una cinstită, nu ca precedenta. M-am săturat ca tipul ăsta să-l tot ia peste picior. Trebuie să-l oprim. Chiar în spatele campionului. Ce cursă strânsă, ce credeți? Va rămâne campionul pe poziție și va câștiga sau nu? Chiar dacă e în stare, poate să renunțe și de data aceasta. Înțelegeți ce vreau să spun, a? Bună ziua, domnule Willis, cum merge cursa? Bună, puștancă, ce faci? Domnule Willis, cursa! Mi s-a părut corect să vă informez că n-am de gând să scriu nimic despre cursa asta. Haide, dragă, nu mai face pe dificilă, încă ești supărată pentru ce ai scris ultima dată. Domnule! Da. Nu-ți dai seama că ți-am îmbunătățit articolul? Și ce dacă am inventat totul? S-a vândut bine, nu contează că sunt minciuni, contează că se vinde. Scuzați-mă! Nu te mai vei cări atât, oamenii vor treaba și intrigi. Cui îi pasă ce s-a întâmplat de fapt? Oamenilor le place un pic de scandal. Am schimbat toate cuvintele din articolul ăla al tău subțire și plictisitor și l-am transformat într-o adevărată poveste despre trădare. Cred că am fost nedrept cu Simon. Păi cam am fost. Ce aș putea să fac acum? Sigur ar trebui să te duci după ea și să-ți ceri iertare. Și Tony? Ar trebui să stau aici să-l susțin. Nu-ți face griji. Vor mai fi destule curse. Hai, du-te! Bună! Simon, cred că îți datorez niște scuze pentru că nu te-am crezut. E în regulă. Înțeleg de ce te-ai îndoit de mine. Mă bucur că mă crezi acum. Nu te-am crezut din cauza supărării. Câteodată îmi simt capul ca un motor blocat. Cu siguranță. Dar totuși ești drăguț. Ai reușit din nou! Ți-am spus eu! Ai făcut o cursă grozavă, băiete. Mă bucur că te-am văzut cu toții în Ferran Square. Pentru că data viitoare eu voi câștiga, să știi. Unde e Langnat? Trebuie să știu, am auzit totul. Cred că e ocupat cu propriul lui premiu.
Iubesc finalurile fericite! Așa mândră de el, a dovedit încă o dată că e cel mai bun dintre toți. Wow! Da, puștul iese câștigător de fiecare dată. Dacă o ține tot așa, se va plictisi să tot urce pe podium. Poate, dar nu ar fi rău. Asta e partea cea mai ușoară, să urci acolo, nu-i așa? Da, să urci pe podium e ușor. Mai greu e să ajungi până la el. Eu n-aș rezista să fac asta în fiecare zi. Să fiu supus la tot felul de teste și să mă întrec până mi se încin cauciucurile. Tu mă cunoști, Chris, mie-mi place să fac lucrurile încet. Oh, Langnat, tu spui asta pentru că nu există curse de recuperare la care să poți participa și tu. Însă dacă ar fi, sunt sigură că te-ai dovedi un bun pilot. În niciun caz, nici n-aș ajunge la linia de sosire. Hei, ce mai faceți? Ce-i așa de amuzant? Prietena ta și imaginația e bogată. Ea crede că aș fi un bun pilot, dar eu cred că e nebună. Tu ce crezi, Tony? Eu mereu am știut care talent și încă într-o zi ne-o va dovedi. Da, sigur. Chris și cu mine chiar trebuie să ne întoarcem la muncă. Altfel, domnului V8 se vor aprinde farurile de supărare. Ah, sunt mor de foame, așa că o să-mi fac plinul și mă duc la gara să mă odihnesc puțin. Ne vedem mai târziu. Bine, cum spui tu, campionule? Da, nu sunt eu campionul. Cel puțin deocamdată. Ascultați aici. Trebuie să facem tot ce putem pentru a îmbunătăți imaginea companiei. M-am uitat peste sondajele în legătură cu finanțările companiilor de pe piață și am aflat că suntem considerați înceți la capitolul livrări importante. Ha? Livrări importante? Dar eu sunt cel care face livrările importante. Asta e problema, amice. Clienții se plâng că așteaptă prea mult până primesc marfa. Cred că va trebui să schimbăm imaginea asta, Langnat. Oh, nu la Body Shop. Știi că nu suport să te văd că mă privești în felul acesta. Nu mă refeream la felul cum arăți. Va trebui să schimbăm impresia oamenilor despre tine, ai înțeles? Cum să te transformăm dintr-un melc într-un vitezoman? Hei, nu o să vă vină să credeți, băieți, fiți atenți. Se va organiza o altfel de întrecere în Raceopolis. Glumești. Dacă se organiza așa ceva, aș fi știut și eu. Poate sunt numai zvonuri, băiete. Da, e totul scris aici. Înscrieți-vă la cursa de recuperare ce va avea loc în Raceopolis. În fine, băiete, nu contează. Ai întrerupt o discuție de afaceri. Nu, Tony. Tu știi că eu sunt făcut să ridic greutăți și să le transport, nu să mă întrec pe pistă. Nu mă bag, amice, eu nu sunt pilot. Ai luat-o razna. Pare dreptate. Așa e, mereu am crezut că Tony e un pic sărit de pe fix. Voiam să spun că Tony a găsit modalitatea de a dovedi că avem cel mai rapid camion de livrare din Raceopolis. Tot ce trebuie să facă Langnat e să participe la cursă și toți îl vor vedea și se vor convinge cât e de bun. Trebuie să facem tinicheaua asta să fie din nou în formă. Echipa mea vă ajută cu plăcere. O să începem antrenamentul cu un Langnat imediat. De-abia aștept, amice, o să fie super. Știu că pare imposibil, dar trebuie să te ții de treabă. E prea mult. Nu mai pot învârti roțile, nici măcar un metru. Te descurci minunat și chiar ai putere. Cu puțin antrenament te-ai putea întrece cu oricine. Ai putea învinge și campionii, cred. Dar nu vreau să fiu campion. Nici măcar nu-mi plac întrecerile. Cred că deliram atunci când am fost de acord să fac asta. Nu te mai văicări, Lungnut. Fii bărbat, nu ești numai tu la mijloc. Compania e în joc, așa că vei continua. Vei da tot ce poți. Și să înceapă să-ți placă sau te concediezi.
E în formă acum. Cred că are și puțin talent. Gata, concentrează-te asupra liniei de sosire. Vei învinge, vei învinge. Ce mai chin. Wow, frate, dar nu-mi vine să cred. Lagnate din ce în ce mai puternic. Așa e, se antrenează din greu. Deci, cum arăt? Fantastic, dar chiar te-ai antrenat? Păi dacă o ții tot așa, te vei clasa sigur în primii 5. Iar în cursa de mâine nu va fi atât de greu pe cât credeam. Nu foarte grea, dar va trebui să tragi tare ca să câștigi. Să câștig? Fii serios, eu vreau numai să nu mă fac de rușine. Nu vreau să și câștig, nu. Păi nu te înscrie dacă nu ai de gând să concurezi. Când o să fii pe pistă în mijlocul competiției, te vei gândi numai la victorie. Îți garantez eu. Haideți, măi băieți, doar vorbim despre mine. Eu nu sunt făcut pentru competiții. Păi vedem noi cum te simți după cursă. Da, frate, habar n-ai cum e. Dar o să vezi, odată intrat în cursă, trebuie să câștigi. Pe cuvântul meu. Visez, frățioare. Eu nu sunt pilot. Sunt așa emoționată! Chiar vreau să înceapă cursa asta! Eu știu numai că am muncit din greu. Sper să n-o dea în bară. Nu spune asta, unchiule! Se va descurca! Știe că reputația companiei e în mâinile lui. De asta mi-e teamă, Chris. Dacă n-o să reușească, veți rămâne cu toții șomeri. Și eu la fel. Doamnelor și domnilor, e timpul ca mașinile să se așeze pe poziții. Să vedem aici. E locul meu. Păi, bună! Ce mai faceți? E o zi frumoasă, nu-i așa? Bine, e cald, dar măcar nu plouă. Lasă-mă în pace! Cursa e pe punctul de a începe, dar mai taci odată și lasă-mă să mă concentrez! Cineva vrea să ne arate ce poate de fapt. Știam că după ce va începe cursa se va ambiționa să câștige. Da, da. Lagnat, se apropie verticilos din spate. Și o face destul de repede, dar va reuși oare să câștige? Lagnat pare să se fie ambiționat. Sigur, dar lupta nu s-a încheiat. Scuze, băieți, vreau să trec. Wow, incredibil! Lagnat a avut o pornire greoaie, dar acum a înregistrat cel mai rapid timp din această cursă. Acum se află pe locul 3, va ajunge în fruntea clasamentului, oare? Să vedem, să vedem! E super tare! Acum putem spune că a schimbat imaginea companiei, unchiule. Ai răbdare, Chris, nu s-a terminat încă. Credeam că va face cursă bună, dar nu mi-aș fi imaginat că va ajunge pe locul 3. Dacă s-ar fi deplasat rapid din totdeauna, nu ne-am mai afla azi aici. Dacă ar duce comenzile cu viteza pe care o are acum, l-ar trage pe dreapta și ar suspenda permisul. Da, aici ai dreptate. Hei, Lugnut chiar se descurcă! Ce cursă spectaculoasă! Ai dreptate, Lagnat dă tot ce-i mai bun. Eu cred că e un pilot înnăscut. Concurenții se apropie de final, iar Lugnut nu se lasă bătut! Wow, cred că are șanse să câștige. Chiar o va face. Ai grijă, Lugnut, deja te-ai întrecut pe tine. Haide, motorașule, hai că poți, gândește-te la premiu, haide, haide. Cred că a pierdut, dar nu trebuie să se lase. Lugnut, nu are loc de trecere! Trebuie să fie disperat după victorie!
și a ieșit din minți, nu poate trece. Da, frate, da, de acord cu tine. Să sperăm că nu-l vor strivi acolo. Minunată pătrundere, Longnut! Oh, nu-mi vine să cred! Nu se poate să fi văzut cursa și să nu vă fi plăcut! Oameni buni! Acesta a fost cel mai curajos și nebunesc moment în istoria orașului nostru! Wow! Chiar a ajuns în top! Yuhuu! Felicitări! Yuhuu! Tipul ăsta nu e întreg la minte! Apoi am accelerat cât am putut. A fost ușor. A fost uimitor ce ai făcut tu, frate. A fost impresionant. Unchiul meu nici nu s-a așteptat la un rezultat așa bun. Deci, unchiule, ce spun acum sondajele? De-abia au ajuns. Tot mai cred că livrarea lui Langnat va fi lentă? Nu, cu toții sunt de acord că e cu adevărat rapid. Misiune îndeplinită, Longnut. Ai îmbunătățit imaginea companiei. Nu, e chiar mai rău. Acum avem o altă problemă. După cursa de azi, toți îl cred nebun. Un vitezoman pe roți. Dar noi am știut asta din totdeauna, nu-i așa? Fii atent ce culoare frumoasă are. Și cauciucurile alea, e superbă. Cauciucurile sunt sigur din Italia. Oare de ce sunt femeile atât de obsedate de modă? Ce importanță are de unde sunt cauciucurile? Doamne, Langnat, ție nu ți-ar plăcea să mergi noaptea la petreceri și să fii înconjurat numai de mașini frumoase? Ar fi minunat! Uită-te la frumusețea asta și spune-mi dacă privirea ei nu te face să mor după ea. Oh, știu și eu, aș muri de rușine dacă aș sta lângă frumoasele astea. După mine, mai bine mă ascund într-un tomberon decât să merg la petreceri. Ba, mie mi-ar plăcea să merg. Îți poți imagina? Cu o caroserie reînnoită și o culoare mai frumoasă? Ce ți-ai mai putea dori? Să te îmbraci frumos și să petreci într-una. Numai când mă gândesc să intru într-un salon de cosmetică, mă și ia cu fiori. Pur și simplu, nu înțeleg. Ce e așa deosebit în schimbarea culorii? Eu am culoarea asta din copilărie. Nici măcar nu mi-am pictat culorile companiei. Nici atunci când domnul V8 m-a amenințat că mă trage de oglindă. Săracul de tine! Tu chiar crezi că e un lucru bun? Dar oricărei fete îi place să arate bine. Iar o petrecere în alta societate e cel mai bun prilej de a pune în valoare ceea ce ai mai bun. Sincer, nu m-a prea interesat niciodată exteriorul. Iar petrecerile astea extravagante și culorile trendy mi se par o prostie. Hai, Langnat! Doar nu vrei să spui că fotomodelul ăla Gisela Toli nu e drăguță? Păi, ba da, e foarte drăguță. Dar nu datorită culorii ei strălucitoare sau formei cauciucurilor. Langnat! E frumoasă pentru că se îngrijește de felul cum arată. Mașinile faimoase au parte de cel mai bun tratament și de toate facilitățile pentru că arată tot timpul în formă. Sunt toți niște încrezuți, atâta tot. Hei, salutare! Ce puneți voi acolo la cale? Hei, prietena ta îmi povestea despre cât de măreață este în alta societate. Hei, Chris, te-am căutat peste tot. Vreau să ieșim prin oraș dacă ești liberă. Sigur! Faci vreun antrenament? Se apropie vreo întrecere? Nu, e vorba despre o petrecere pe care o dau sponsor în cinstea concurenților. O să fie distractiv și nu vreau să merg decât cu tine. Mamă, o petrecere pentru piloții din Raisopolis, unde va avea loc? Pe invitație scria ceva de parcarea municipală. Parcarea municipală? Pe onoarea mea va fi super tare! Uhu! Deci să înțeleg că vrei să mergem, da? Exact ce ți-ai dorit, Chris! Ce noroc să ai un așa prieten. Bine, atunci trebuie să mă întorc pe autodrom să mai ard niște cauciuc. Dar trec să te iau mâine seară. Pe curând. Ce ai pățit, Chris? Credeam că o să te bucuri. Să mă bucur? Ce vrei să spui? Doamne, Chris, cum adică ce vreau să spun? Credeam că trăiești un vis și a devenit realitate. Păi sigur că este. Dar mâine seară? Nu mi-am împrospătat culoarea de luni de zile, am cauciucuri vechi, iar frânele scârție. Trebuie să-mi schimb ștergătoarele ca să nu mai amintesc de amortizoare, sunt un dezastru. Dacă nu aveai de lucru, acum ți-ai găsit.
Ar trebui să-ți revii deja după șocul avut. Dar să nu te încarci prea mult. Hei, Lungnut, o caut pe nepoata mea, ai văzut-o? A primit o grămadă de mesaje la birou. A plecat mai devreme, domnule V8. Zicea că are de rezolvat câteva lucruri importante. Cum ar fi? Nu avem nicio treabă urgentă în acest moment. Nu cred că era o problemă de serviciu, domnule V8. A plecat la cumpărături după niște cauciucuri mai elegante și să se îmbrace într-o culoare în pas cu moda. Da, sigur. Nepoata mea nu dă doi bani pe moda asta prostească. Sigur face ceva pentru companie, pentru comunitate sau pentru întreaga lume. Să-și ia liber să meargă la cumpărături. Hai că a fost bună. Îți vor veni bine? Sunt fantastice! Sunt drăguțe, dar știu și eu. Cred că sunt cam prea simple. Cele italienești sunt mult mai stilate. Alegi până la urmă, dragă, pe cel roz sau pe cel albastru? A, știu că negru e drăguț, dar aș vrea ceva mai pe stilul meu. Simt deja gustul prospețimii. Mă simt atât de curată. E timpul să clătim. E așa drăguț aici. Mi-e greu să aleg. Iubesc roșul, e atât de romantic. Dar verdele parcă emană lumină. E răcoros. Iar rozul ăsta drăguț e pe gustul meu. Ah! Poftim? Cu banii ăștia mi-aș putea cumpăra un garaj cu tot cu casă. Dar n-am de ales. Am nevoie de reîmprospătare. Trebuie să fac asta și sunt în criză de timp. Ce ocazie perfectă să mă pun la curent cu moda! Salut, Lagnat! Chris e gata? Ar că am trebuit să plecăm. Chris te roagă să o aștepți puțin. A promis că va fi aici într-o clipă. Încă se mai aranjează? Doar știi cum sunt femeile, puștule. Ce poți să faci? Tu ai spus-o. Sunt sigur că o să vină repede. Sper să ai dreptate, Lagnat. Nu putem întârzi, altfel facem impresie proastă. Încă puțin și gata. Nu vreau să te bat la cap, dar ce tot face Chris? Se schimbă complet acum? Trebuia să fim deja acolo. Păi... O clipă! Sunt aproape! Pot să jur că a spus lucrul ăsta și acum o oră. Îmi pare rău că am întârziat, băieți. Cum arăt? Oh, wow, Chris, arăți fantastic! Acum hai să mergem. De acord, să-i dăm bătaie, Tony. Să nu-i lăsăm să ne aștepte. Sigur că nu. Distracție plăcută, copii. Să nu vă întoarceți prea târziu. O, Dumnezeule, e Tony Tune. Ce drăguț e. Trecut pe ei de data asta, nu crezi? Da, e frumos, dar nu mă simt în largul meu aici. Nu fi ridicol, aici e lumea ta, ai reușit! Te-ai hotărât în sfârșit să apar? Dar ce ți-a luat atât de mult? Te credeam mai rapid!
Am fost nevoit să fac un ocol. Mă rog, oricum nu sunt singurul care se bucură că te vede. Doamnele astea drăguțe vor un autograf. Eu mă retrag atunci, bine? Pe pistă mi s-a părut mie că ești drăguț, dar realitatea depășește orice imaginație. Prietena mea are dreptate, arăți mai puternic în realitate. Ne dai un autograf? Sigur. Wow! Doamne, semnătura lui emană atâta forță. Prietenii mei mă vor invidia. Hai să dansăm, iubitule. Dar eu nu știu să dansez. Să mergem. Așa. Wow. Chris, stai. Chris, oprește-te, te rog, încetinește, te rog. Ce s-a întâmplat? Nimic, Tony, mi s-a făcut puțin rău și am ieșit să iau o gură de aer. Dar Chris, parcă genul ăsta de petrecere era pe gustul tău, nu? Știu, așa credeam și eu, dar cred că m-am înșelat, a fost îngrozitor. Bine, dar ai plecat fără să-mi spui, de ce? Tu erai ocupat să socializezi cu fetele și nu voiam să te iau de lângă ele, atâta tot. Acum am înțeles, ești geloasă. Nu, sunt destul de matură să nu mai fiu geloasă. Nu-mi păsa ce simțeau pentru tine și cum te priveau. Ha, ești geloasă și prostuță. Doar știi că tu ești singura fată la care țin, Chris. Nu am nevoie de bani, prestigiu, modă sau cadouri, pentru că locul în care vreau să fiu e alături de tine. Bună, Chris! Spune-mi, noaptea trecută ți-a fost pe plac? Bună, Langnat! Da, a fost bine! Ah, tocmai a sosit ultimul număr al revistei pe care ți-o doreai. De fapt, petrecerea de aseară m-a făcut să-mi schimb impresia despre înalta societate. Cred că am depășit faza aia. Oh, păcat! Pentru că pe copertă se află chiar o bună prietenă de-a mea. A? Dumnezeule! Wow! Arăt destul de bine, nu? Ca un fotomodel. Și cauciucurile mele sunt atât de italiană. Păi, când ai ce arăta, arată. Ce pot să spun? Sunt atât de drăguță. Bravo, Chris. Mersi. Petrecăreața. Citiți totul despre prietena lui Tony, noul campion.